Salut! Constantin Barbu aici și în acest material o să-ți prezint pas cu pas, click cu click, cum să-ți faci propria masă în programul de proiectare SketchUp. Chiar dacă ești începător, chiar dacă nu ai mai lucrat până acum în acest program. Îți sugerez să mă urmărești cu atenție, să repezi comenzile și îți garantez că în scurt timp vei învăța să-ți faci singur propriile obiecte de mobilier, pentru că este un program simplu și intuitiv. Pentru descărcarea variantei gratuite a programului, ai link în descriere. Nu o să vă prezint toate uneltele, o să facem cunoștințe cu ele pe parcursul tutorialului. Să-i dăm drumul. Suntem pe suprafața de lucru și cu ajutorul scrollului de la mouse ținut apăsat ne deplasăm în stânga și în dreapta cu suprafața de lucru. Iar pentru a face zoom in și zoom out, rotim de scroll înainte și înapoi. Pentru început, mergem la unealta rectangle, care este aceasta, este una foarte folosită. Dăm click pe ea și ne îndreptăm către acest punct care se mai numește și origine. Dăm click și tragem cu mouse-ul, observăm că se formează un dreptunghi, însă noi avem treabă cu alt dreptunghi, care este acesta, unde vom introduce dimensiune dorite de noi. În cazul meu, 40,40, adică un pătrat cu laturile de 40. Enter. Următoarea unealtă cu care vom face cunoștință este aceasta, Push and Pull. Dăm click pe ea, selectăm suprafața și tragem de mouse în direcția dorită. În cazul meu, în sus. Acesta este unul dintre picioarele mesei. Înălțimea pe care o doresc introdusă este 400. Enter de la tastatură. Și după cum vedeți, am creat primul picior al mesei. Vă recomand ca după terminarea oricărei comenzi să apăsăm tasta Space, care înseamnă încheierea ei. După ce construim fiecare obiect nou, vă recomand să-l facem o componentă, adică să unim toate munchile și toate suprafețele. Cum facem asta? Ne ducem cu mouse-ul pe el, apăsăm triplu click stânga, apoi click dreapta pe mouse și de aici alegem Make Component. Dăm Create și în felul acesta am creat un obiect de sine stătător. Când vrem să realizăm o copie în programul SketchUp, ne utilizăm de o altă unealtă nouă pe care o să vă prezint imediat. Ea este aceasta, se numește Move, o selectăm. Selectăm și obiectul pe care vrem să-l copiem, tragem de el în direcția dorită și apăsăm tasta Control. Odată copia obținută, putem selecta și distanța dintre ele. În cazul meu, 400. Introduc de la tastatură 400, apăsăm tasta Enter și acum avem o distanță între cele două obiecte de 400 de mm. Apăsăm tasta Enter, Space pentru că am terminat comanda. Următorul pas este să selectăm și acest al doilea obiect, apăsăm tasta Shift, click stânga pe el și vedem că s-a albăstrit, la fel ca și primul obiect. Asta înseamnă că putem să realizăm o copie a celor două obiecte. Luăm din nou tasta Move și ne desplasăm pe direcția dorită. Prindem de unul dintre elemente, tragem de ele în direcția dorită, repet, apăsăm tasta Control și în cazul meu 900 distanța între ele de la tastatură. Enter. Am realizat și o copie a celor două picioare. Acum numărul lor este complet. Urmează să creăm paziile dintre ele. Facem asta, luăm un alt rectangle, ne deplasăm către colțul uneia dintre ele, creăm acest dreptunghi și introducem de la tastatură dimensiunile dorite. În cazul meu, 100,15. Enter. Selectăm suprafața, luăm unealta Move și ne deplasăm pe această muche și observăm că în momentul când ajungem la mijlocul distanței se obține această bulină albastră. Asta înseamnă că suntem pe mijlocul acestei distanțe. Dăm click pe ea și ne deplasăm până ajungem și la mijlocul distanței piciorului și vedem că bulina schimbă culoarea în mov, se face și o mică fixare a lui. Asta înseamnă că suntem în locul potrivit. Luăm un alta push-pull și facem o extindere a viitoarei fazi. Ne îndreptăm către direcția dorită, iar când am ajuns aproape de celălalt picior, mergem către colțul ei. Asta înseamnă că pazia noastră s-a oprit fix la intersecția piciorului. Space.
triplu click, click dreapta, make component, create. Ok, o să facem o copie și acestei pazi, o să mutăm în direcția opusă, cum este și normal. Luăm un alt move, ne îndreptăm din nou către centrul paziei, da? Tragem de pazie, apăsăm control pentru a face copia. Iar aici căutăm din nou centru. Odată găsit, apăsăm tasta space și am realizat și de aceea de-a doua copie. Procedând la fel, construim și paziile mari sau legăturile mari. Luăm un alt rectangle. 100,15, enter. Selectăm suprafața. Un alt move. Push pull. Căutăm colțul. Enter. Space. Triplu click. Click dreapta. Make component. Create. Move. Control. Căutăm centru. Click. Space. Așa arată rama Maesei. Urmează să construim și blatul. Cum facem asta? Luăm un alta rectangle și ne prindem de acest colț exterior al mesei, trăgând către colțul din diagonală. Click, un alta push-pull. Eu o să fac un blat de 25 de mm grosime. Enter. Mai doresc ca blatul să fie mai lung decât masa, cu 30 de mm pe fiecare latul. Așa că vom merge cu unealta push-pull, tragem de ea, 30, enter. Și facem așa pe fiecare latură. Selectăm toată masa. Pentru a-i da și o culoare. O să o fac un maro. Aceasta este minunata masă. Sper că v-am fost de folos. Nici eu nu sunt un expert în SketchUp-ului, însă din cât știu v-am prezentat și vouă. Pentru materiale viitoare pe aceeași temă, ca să mă susțineți, vă rog un like și un subscribe. Să faceți un comentariu dacă nu ați înțeles ceva. Acesta am fost eu, Constantin Barbu, și vă urez spor în toate.